știu că încă nu trăiți bine. Suntem într-un moment de criză economică. O criză economică ce nu a pornit din România, dar care afectează pe fiecare român. Vom ieși din criză, cu atât mai repede cu cât vom fi solidari unii cu alții. Vom trece cu bine de furtună și vom acosta nava într-un port liniștit, cu tot echipajul la bord. Îți mulțumesc că am făcut parte din guvernul tău în 91-92. Îți mulțumesc pentru respectul pe care l-ai arătat colegilor mei din Partidul Democrat în calitate de copreședinte al Alianței. Îți mulțumesc pentru dorința de a da o speranță românilor într-o altfel de Românie. Îți mulțumesc pentru șansa pe care mi-ai dat-o ca împreună să facem cea mai spectaculoasă construcție politică a anului 2004. Ești harnic, ești cinstit, ești drept, ești credincios, ai dreptul să trăiești bine, ai dreptul la un președinte ca tine. Acum 15 ani, mii de români au murit pentru ca tu să ai dreptul să votezi liber. Nu le disprețui jertfa. Du-te și votează. Fii parte a viitorului tău pentru următorii 5 ani. Alegeți președintele. Un președinte care să nu te mintă. Un președinte care să fie cinstit. Un președinte care să spună lucrurilor pe nume. Un președinte care să facă ceea ce spune. Ai dreptul la un președinte care își iubește poporul lui. Gândește-te bine. Cu ce te alegi dacă nu votezi? Am nevoie de încrederea și de votul dumneavoastră. Votați pentru viitorul României. Duminică poți spune atât de mult, e ziua când puterea e la tine. Iar lor le este frică de tine, pentru că au sufletul greu și mâinile mânjite până la coate. Mint cu sondaje și fluturași otrăviți ca să te descurajeze și să nu mai crezi în puterea ta. Nu te lăsa așa ușor. Du-te și votează. Și convinge-i și pe-i tăi. Oricât ar vrea ei să fure la numărătoare, suntem mai mulți. Votează da pentru tine și ai tăi, ca să trăiți bine. Sunteți acuzat că nu vreți să condamnați comunismul, domnule președinte. Nu, este o mare eroare. Nu vreau o învinuire a 3,5 milioane de membri de partid. Eu, spre exemplu, mă simt nevinovat. Cred că nimeni nu-și imaginează în România că flota sau oamenii care ieșeau în străinătate nu erau sub controlul organelor de securitate. În natura meseriei dumneavoastră de brigadă să colaborați cu securitatea, dar n-ați făcut poliție politică. Doamne ferește! Puțin știu că dumneavoastră ați apărut în ziare înainte 89 ca un exemplu pozitiv, dar nu în sensul de premiere, ci faptul că a salvat nava din foc, din război, din zonă de război, din bombardamente în războiul iranian-irachian, deci sunt foarte multe. Și nu a adus tot timpul echipajul acasă. Acum eu înțeleg de ce ați ajuns președinte. Da. Domnul președinte, deci eu de 16 ani de zile, eu, cetățeanul Marius Tucă, nu mai vorbesc de gazetarul Marius Tucă, aud de această discuție nesfârșită privind de conspirarea securității și, la fel, condamnarea comunismului. Spuneți-mi, care ar fi soluția în viziunea președintelui României? Eu consider că oamenii politici care au fost informatori ai securității sau, ca să nu greșesc, să nu scap vreun termen, în orice relație au fost cu securitatea și au făcut rău oamenilor, au făcut poliție politică, au scris despre oameni că nu acceptă, știu eu, nu știu ce teze la Congresul al 12-lea, în timp ce erau la o cafea, într-un birou, în colectivități. Acești oameni nu au calitatea morală de a face politică. Sau dacă o au,
Asta trebuie să judece legislativul. O au știindu-se despre ei că au făcut acest lucru. Și să voteze electoratul dacă îi acceptă așa sau nu. Plecând de la considerentul că trebuie desconspirați măcar oamenii politici care au fost, sunt șantajabili, am luat decizia în februarie 2005 de transfer a unui mare număr de dosare la CNSAS. Până atunci se transferase un 9200 de dosare în timpul domnului Constantinescu și a domnului Iliescu. 9200. În 2005 s-au transferat 1.350.000 de dosare și sunt convins că noul CNSAS mai are de verificat împreună cu SRI-ul și dosarele rămase și vor mai fi transferate. Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la Focus. Traian Băsescu este un președinte suspendat de Parlament. Această decizie fără precedent în politica românească a fost luată de plenul reunit al celor două camere ale legislativului cu doar câteva ore în urmă. După cum știți, astăzi Curtea Constituțională a validat hotărârea Parlamentului. Așa că tot astăzi începe și interimatul domnului Văcăroiu. Anunțul suspendării a scos oamenii în stradă. Sunt aici ca să susțin democrația, să susțin pe cei pe care i-am ales. Lovitură de stat ordinară a unei oligarhii securisto-comuniste și cu ocazia asta fac apel la tineret să vină toți în piața universității, pentru că Băsescu nu trebuie dat jos, nu e constituțional, e un linșaj, în politică linșajul se folosește, dar nu cu cuțitul pe la spate. Această manifestație a început de mai devreme, încă din momentul în care în Parlament se discuta suspendarea președintelui Traian Băsescu și încă nici măcar nu se trecuse la vot. Din acel moment oamenii au început să se adune, îi spun că nu sunt membri ai niciunui partid și sunt aici doar în calitate de români care l-au votat și acum vor să îl susțină pe președinte. Trebuie să mai știți că asemenea manifestații au avut loc în mai multe orașe mari din țară, unde oamenii s-au adunat spontan din proprie inițiativă pentru a-și oferi sprijinul președintelui. Parlamentul vinovat pentru că sunt niște trădători toți. S-au aliat împotriva președintelui care n-a vrut să joace jocul lor de hoți și de bandiți. O să vă rog să mă scuzați pentru un lucru pe care am refuzat să-l fac. Probabil, dacă aș fi acceptat să negociez cu partidele care astăzi au votat modul în care să se desfășoare lucrurile mai departe în administrația centrală românească, astăzi nu aș fi fost suspendat. N-am făcut-o, nu voi face și mă întorc la popor. Nu vi se pare penibil să stați într-o piață și să strigați orice și lumea să răspundă ce doriți? Nu. Serios. De exemplu, Parte din democrație. Da, bun. Eu, de exemplu... Nu, lasă-l să întrebe. Nu cred că e deranjant. De exemplu, eu până în punctul ăsta decis să votez împotriva
împotriva dumneavoastră, ești pro-demitere, pentru că ați spus că veți demisiona și m-ați mințit ca și cetățean. Nu, cred că tu ai fost mințit de foarte multe lichele. Da, se poate, dar dumneavoastră m-ați mințit. Nu, eu am exprimat un punct de vedere pe care l-am crezut valabil atunci. Iar în politică să perseverezi într-o eroare e o mare greșeală. Așa au făcut comuniști, iar tu pare a fi un puiuț de comunist. La un moment dat am anunțat că voi demisiona dacă se produce suspendarea în Parlament. Speram că acest lucru va antrena o competiție electorală cinstită între liderii partidelor și în același timp speram că ar fi fost posibil ca un astfel de gest să antreneze și alegeri anticipate pentru Parlament. Din păcate, ceea ce am văzut ieri în Parlamentul României m-a convins că în niciun caz larga majoritate antiprezidențială nu ar fi acceptat alegerile anticipate. Mai mult decât atât, probabil într-o scăpare generată de emoție și tensiune, primul ministru a afirmat ieri că demisia președintelui ar fi proba că președintele și-a pierdut dreptul moral de a mai candida. Mai mult decât atât, astăzi președintele Camerei Deputaților, domnul Bogdan Olteanu, a declarat fără ezitare că se prefigurează schimbarea legii electorale. Toate acestea mă îndreaptă către o concluzie. Și anume aceea că suspendarea era doar un punct în programul de eliminare a politicianului Traian Băsescu din competiția politică. În cursul zilei de ieri și de astăzi am primit foarte multe semnale externe care reclamă o rapidă restabilire a stabilității politice în România. Pe fondul intențiilor pe care le pot anticipa, exprimate deja de foarte mulți politicieni, este clar că o demisie ar fi accentuat criza politică și ar fi prelungit-o probabil până în iulie, august, septembrie chiar, când s-ar fi putut organiza alegeri prezidențiale ca efect al demisiei. Din acest motiv și considerând că un gest de fair play nu ar fi primit din partea majorității antiprezidențiale un răspuns similar, am luat decizia că cea mai bună soluție pentru România în momentul de față, soluție care să pună capăt cel mai rapid crizei politice, este participarea mea la referendum. Dragii mei, sunteți printre aceia care m-ați votat de 3 ori până acum. În 2004, din nou la primăria capitalei și în 2004 să fiu președintele românilor. Cu siguranță vom avea ocazia să ne întâlnim la vot pentru a 4-a oară.